Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Putem spune, fără să greșim, că apariția cartierului București Noi începe fără doar și poate cu ctitorirea de către Nicolae și Ecaterina Bazilescu a Sfântului Lăcaș care le poartă numele. În 1898, în vremea regelui Carol I, când s-a pus piatra de temelie a bisericii, nu mai exista nicio altă construcție pe moșia Măicănești Grefoaicele, al cărei proprietar era decanul Facultății de Drept, Nicolae Bazilescu. Când s-a pus piatra de temelie, cine a mai fost atunci martor pe lângă familia ctitorilor? Bazilescu, mitropolitul Iosif Gheorghian din acea vreme, care și-a pus și el semnătura pe actul de fundație. De asemenea și primul ministru de atunci, Dimitrie Sturza, este trecut pe acest act de fundație al bisericii noastre. 2 ani mai târziu, Ecaterina, soția lui Nicolae, avea să fie înmormântată în cavoul de la subsol. Până în 1922 a fost folosită drept capelă familiei ctitorilor. Apoi, după îndelungi tergiversări, ctitoria lui Nicolae Bazilescu devine biserică parohială spre bucuria duhovnicească a locuitorilor din zonă. Bazilescu a ridicat biserica cu ajutorul arhitecților George Mandrea și Kaparovski. Pictura interioară a fost realizată de danezul Exner, care a folosit același stil întâlnit la bisericile mănăstirii Curtea de Argeș, Sfinții Trei Ierarhi din Iași și cea a mănăstirii Sinaia. Dacă prima pictură interioară a fost deteriorată în timpul Primului Război Mondial, când a folosit ca depozit și loc de refugiu, refăcută ulterior de un pictor necunoscut, în exterior există superbe picturi pe porțelan, ale căror culori vii au rămas neatinse de vremuri și intemperii. Iar pe peretele de vest avem cele 2 tablouri votive ale ctitorilor bisericii Bazilescu, respectiv Nicolae Bazilescu cu cele 2 fiice Lidia și Margareta Bazilescu, iar în partea cealaltă tabloul cu Ecaterina Bazilescu. În anii 45 și 46 ai secolului trecut, ferestrele au fost împodobite cu minunate vitralii realizate de Traian Pârvu, unul fiind o donație a fraților Anania. Valeriu Anania, pe numele de Mirean, avea să devină mai târziu Bartolomeu Anania, scriitor și arhiepiscop al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Biserica Bazilescu cu hramurile Sfântul Nicolae și Sfânta Ecaterina se află într-un parc imens, împodobit cu flori viu colorate și copaci. Liniștea și pacea învăluie locul în zilele obișnuite, însă duminica și la marile sărbători, biserica se umple de credincioși. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.